Am pornit în călătoria aceasta împreună pentru a citi Cuvântul lui Dumnezeu și scopul pe care l-am enunțat de la bun început este acesta de familiarizare a celora care n-au citit poate niciodată Scriptura sau poate au încercat și n-au reușit să ajungă la capăt sau care se tem să încerce măcar să citească Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă arăt că această carte este plină de viață, este Cuvântul lui Dumnezeu practic și relevant pentru noi și de aceea trebuie să o citim, să o credem și să o împlinim în viața noastră. Astăzi suntem cu citirea în Evanghelia după Luca, la capitolul 10. Primul pasaj pe care îl voi citi este un pasaj destul de lung, aproape jumătate din acest capitol, are de-a face cu momentul în care Iisus trimite înaintea sa niște antemergători, 70 de ucenici. Deci pe lângă cei 12 a mai fost un alt grup și au fost alții care au fost în preajma lui Iisus, sute de oameni care au avut contact direct cu Mântuitorul în partea de învățătură, în partea de slujire. Și acești 70 sunt trimiși acum să pregătească înaintea Domnului Iisus calea. Adică în satele în care Iisus avea să ajungă, oamenii deja să fie familiarizați și să știe cine urmează să vină și să predice Evanghelia Mântuitoare. Citesc. După aceea, Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și i-a trimis doi câte doi înaintea lui, în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Și le-a zis, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoate lucrători la secerișul său. Vedeți, Iisus se aștepta și dorea ca să fie mai mulți aceia care pregăteau venirea împărăției lui. Și această rugăciune este valabilă și astăzi. E nevoie de oameni care să proclame cuvântul lui Dumnezeu în această vreme specială mai ales. Duceți-vă! Iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Iisus este conștient și face conștient și pe ucenici că mesajul Evangheliei nu este receptat în mod pozitiv de toți oamenii. Să nu luați cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte și să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. Iisus le zice, voi aveți un mesaj și mergeți direct spre destinația voastră, nu vă pierdeți timpul cu negoți sau cu alte lucruri. În orice casă veți intra, să ziceți mai întâi, pacea să fie peste casa aceasta, o orare frumoasă. Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el. Altminteri, ea se va întoarce la voi. Oamenii pot să primească cuvântul de pace și să fie umpluți de pacea lui Dumnezeu sau pot să-l respingă și sufletele lor să rămână goale. Să rămâneți în casa aceea și să mâncați și să beți ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu umblați din casă în casă. Iisus le cere să rămână statornici și să nu caute să transforme lucrarea lor dintr-un prilej de a câștiga de la oameni vizitându-i prin case. În orice casă veți intra și unde vă vor primi oamenii, să mâncați ce vi se va pune înainte, să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceți, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Dar în oricare cetate veți intra și nu vă vor primi, să vă duceți pe ulițele ei și să ziceți, scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră care s-a lipit pe picioarele noastre. Totuși să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Iisus avertizează, vor fi oameni care vor primi cu răzvrătire, cu împotrivire mesajul acesta. Și Iisus le spune ucenicilor în mod simplu, depărtați-vă, voi trebuie să știți că împărăția a fost proclamată, de acum e responsabilitatea lor ce vor face cu ea. Eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. Cei care au ascultat cuvântul Evangheliei. Aici e un avertisment foarte serios. Cei care au ascultat cuvântul Evangheliei și l-au respins vor avea de plătit. Va fi o judecată aspră. Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Se pare că sunt două cetăți care l-au respins pe Iisus. Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și în Sidon, două cetăți păgâne, lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit în sac și cenușă. De aceea, în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până în locuința morților? Știm despre Capernaum și despre Ierusalim. Cetățile acestea
aveau să fie nimicite, să fie distruse când judecata lui Dumnezeu a venit peste ele. Cine vă ascultă pe voi, le spune finalul ucenicilor Iisus, pe mine mă ascultă și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Iar cine mă nesocotește pe mine, nesocotește pe cel ce m-a trimis pe mine. Acesta este mesajul de trimitere. Cu acest apel, Domnul Iisus le spune ucenicilor, mergeți și proclamați împărăția lui Dumnezeu, vindecând, învățându-i pe oameni, aducând pacea lui Dumnezeu în comunitățile acelea. Și Iisus le spune, voi mergeți în numele meu și de aceea cei care vă resping pe voi, mă resping pe mine și automat îl resping pe Tatăl meu din ceruri care m-a trimis. Un mesaj foarte apăsat, foarte frumos. Acum haideți să ne uităm care a fost rezultatul acestei misiuni pe termen scurt pe care ucenicii au făcut-o în cetățile și satele din Israel. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis, Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Ucenicii încep să folosească puterea aceasta care era în numele lui Iisus Hristos. Și pe măsură ce experimentează manifestarea slavei lui Dumnezeu, ei sunt surprinși, se minună de faptul că oamenii văd slava lui Dumnezeu și că până și demonii se tem și tremură atunci când este rostit numele lui Iisus. Însă Iisus le-a zis, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iisus le zice, eu am văzut lucruri mai mari decât atât. L-am văzut pe Satana însuși căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpion și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși, nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Iisus le transmite ucenicilor vestea aceasta extraordinară și le spune, bucuria voastră să stea agățată, să stea ancorată în faptul că voi aveți viață veșnică, că sunteți copii ai lui Dumnezeu. Toate celelalte lucruri sunt experiențe pe care le avem în viața asta, într-o măsură mai mare sau mai mică. Dar lucrul care nu se schimbă, care rămâne etern, este că Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos, ne-a dat dreptul să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Ai această siguranță? În ceasul acela, Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale tu. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl, nici cine este Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Iisus se închină Tatălui și spune, Tată, îți mulțumesc pentru că ucenicii aceștia au parte de cea mai importantă experiență. Tu le-ai deschis ochii și le-ai arătat adevărul, le-ai arătat frumusețea ta, le-ai arătat slava ta. Aceasta este experiența de care are nevoie fiecare om. Chiar acum când citești Scriptura, poți să te rogi și să spui, Doamne, deschide-mi și mie ochii, fă-mă să înțeleg și eu lucrurile acestea. Biblia spune, Tu le-ai descoperit, Tată, pruncilor. Cei care se fac ca niște copii, prin credință înaintea lui Dumnezeu, primesc aceste promisiuni de la Tatăl. Apoi s-a întors spre ucenici și le-a spus deoparte, ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi, căci vă spun că mulți proroci și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, să audă ce auziți voi și n-au auzit. Aceasta este Evanghelia pe care noi am primit-o. Oamenii din vechiul legământ n-au avut acces la vestea aceasta bună și frumoasă. Nouă Dumnezeu ne-a oferit-o prin credință. Urmează acum un alt pasaj, de data aceasta este o pildă rostită de Domnul Iisus Hristos, dar ca prilej, ca răspuns la un învățător al legii. Un învățător al legii, trebuie să înțelegeți, era un fel de teolog, un doctor în teologie poate, un om foarte cunoscător al scripturilor Vechiului Testament, însă care nu era dispus să creadă mesajul lui Iisus. Și în urma acestui dialog, Iisus rostește faimoasa pildă a samaritianului. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și a zis, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Cum citești în ea? Imaginați-vă, omul acesta era expert în lege. El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, adică cu conștiința ta, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Iisus este mulțumit de răspunsul primit de la acest teolog.
Dar el care voia să se îndreptățească, și îndreptățească trebuie să citiți aici în sensul în care voia să se scuze, să-și găsească o ocolire pentru a nu împlini acest cuvânt, a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? Pentru că evreii obișnuiau să creadă că neamurile, păgânii, nu erau considerați frați, oameni egali cu ei. Cine este aproapele meu? Adică el spune din start, Doamne, eu nu trebuie să iubesc pe toți oamenii. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis. Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot. Și când a văzut pe omul acela, a trecut înainte pe alături. Omul acesta l-a ocolit efectiv și și-a văzut de drum. Un levit era un cântăreț de la templu, un om care slujea și aducea închinare, aducea jertfele înaintea lui Dumnezeu. Trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritian, și samaritanii erau niște rivali ai evreilor, erau niște oameni pe care evreii îi urau pentru că îi considerau că au întinat legea sfântă a lui Israel. Un samaritian care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de el, i-a legat rănile și a turnat peste el un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii. Du-te și fă și tu la fel, i-a zis Iisus. O pildă extraordinară. O pildă care anulează orice încercări de ale noastre de a ne scuza. Iisus spune, cei care sunt în nevoie, lumea aceasta rănită, suferindă, lumea aceasta care trece acum printr-o tragedie, este lumea care are nevoie nu de discursuri teologice, nu de filozofii noi. Lumea are nevoie de samariteni buni, de oameni care lasă la o parte toate pretențiile lor. Haideți în săptămâna aceasta să facem bine cuiva și să fim și noi buni samariteni, asemenea samariteanului din pilda lui Iisus. Capitolul nostru de astăzi se încheie cu câteva versete despre o întâmplare reală de data aceasta. 2 femei care slujeau Domnului Iisus. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și a zis, Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să-mi ajute! Drept răspuns, Iisus i-a zis, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua. Cu dragoste, Iisus o dojenește pe Marta și spune, Marto, tu te frămânți, tu vrei să faci un lucru bun, ai o inimă mare, dar este ceva și mai important în lumea aceasta decât lucrurile acestea trecătoare. Maria și-a ales partea cea bună, că a stat la picioarele lui Iisus să primească cuvintele vieții veșnice. Și vom vedea mai târziu, Maria a fost cea care a simțit că Iisus urma să moară și de aceea s-a plecat și a șters picioarele mai târziu înainte de moartea lui Iisus Hristos. Dragul meu, tu ți-ai ales partea cea mai bună. Dacă și astăzi ai făcut timp ca să citești sau să asculți citirea unui cuvânt din Sfânta Scriptură, asta este partea bună. Primește acest cuvânt al lui Dumnezeu în inima ta și fie ca el să te ajute să te apropii mai mult de Dumnezeu.